Bună ziua! Salutare, prieteni! Sunt cu Mihaela, sunt cu patroana, cu Alin, cu toată lumea aici. Mulțumim lui Dumnezeu că lui fratele meu este bine. Nu mai tot pohabe. Și vreau să-i spun lui mama că ea n-a văzut filmulețul, că am fost cu Cristi Marin până la mol, m-a scos de a mânca la restaurant. Dar nu știe că-i fost. Mama, nu mai tot pohabe. Da. Și ce ai căutat cu tu cu românul în oraș? Păi m-a scos, a zis Cristi, hai Olga că e supărată, bine că e bine lui fratele tău. Mamă, de-aia a dus ghinioane pe mine. A zis bine că bine, a zis e bine lui fratele tău, Dumnezeu l-a ajutat, hai să-ți scos să-ți iau mâncă, să mergem la restaurant, să mâncăm, să-ți iau o cafea. Și am mers și am mâncat la mall, am fost, am venit, am luat mâncare și lui fratele meu. Rămânul s-a terminat mâncare. Țiganii. Bă, mamă, nu mai, gata, nu mai vorbesc cu tine. S-a terminat hai. Țiganii. Vino Mihaela încoa. Stai că vin, stai să Doamne, mama nu înțelege ce înseamnă o prietenie, că la noi la șatră nu trebuie să ai prietenie, să pleci cu cineva singur în oraș. Dacă am plecat singur în oraș să-mi revin după atâta probleme, mama crede că nu era voie să plecăm. Doamne, și eu am ieșit din panica aia. Aline, ia uite ce a făcut mama, i-a spus că am fost cu Cristi în oraș când am fost la mall. Auzi că de ce am fost? Auzi că nu trebuia să ies? Nu mă duc acum să o mint că ai dormit la Cristi Marin. Nu mai spune păi așa. Da. De ce? Păi ea crede. Ce nu de la patroana, vorbești și o ceva cu omul. Mama, ești bine? Sunt bine, mama. Da, nu mai te inerba. Ce faci cu Mihaela? Ea vorbește cu patroana. Ce să zic, Olga? Ce faci cu patroana? Prieteni, noi suntem aici, suntem obosite, dar ne bucurăm că se remediază cât de cât situația. Am trecut pe multe zilele astea. Olga e aici în tratative cu patroana pentru Cristi Marin, nu? Da, eu am fost și eu în oraș cu Cristi Marin, m-am scos din panica asta cu atâtea probleme care le am și mama zice că să nu ies cu niciun român în oraș singură cu mașina. Că păi, așa e la noi tradiția la țigani. Păi da, acum... N-ai voie să te duci la mall, la o cafea, la un restaurant, niciun. Cristi a mers cu tine să-ți facă cinste pentru da, fratele tău. Da, și m-a văzut că sunt în panică așa, să mă scoată din panica asta și chiar m-a scos, sunt mai bine acum. Da, na, n-ai făcut o greșeală acum, ai fost să bei un suc. Ai făcut greșeală mare. Mari. Tot așa vorbești, mamă, vezi? Lasă-mă cu ghinioanele. Zice panică, de ce plec de aici și nu stau cu voi, vezi? De ce plec? Că tu gândești altfel, eu gândesc altfel. Găsește un țigan, mamă, s-a terminat țiganii. Păi pentru ce să găsesc? Am găsit eu unul bogat cu aur, cu bancul, vrei? Păi eu m-am mai mărit, nu mai da. M-am mărit deloc, gata. Da, cam brunet, dar are galben. O să stau și eu ca românii să nu mai m-am mărit. Ca româncele, unde stă singure, la casa lor, la apartamentul lor, la mă, mașina lor. Mă, vrei aur, ți-am găsit un. Nu-mi trebuie nimic, îmi trebuie casa mea, apartamentul meu, să-mi iau un apartament altul, să-mi iau o altă mașină, nouă, de care îmi place mie, da. Apartamentul să fie cu condiții, păi, da. Și nu mai am nevoie de bărbat. Fericită să fii. Nu? Bine o am așa, pe Mihaela lângă mine, o am pe David, am pe Alin, te am pe tine, am pe fratele meu, mulțumesc lui Dumnezeu că este bine. Asta e cel mai important. Ce mai trebuie? Bărbat sunt pe toate drumurile, dar familia nu o găsești. Da. E greu să ții, familia mi l-a dat-o Dumnezeu. Așa. Nu am făcut-o eu și mulțumesc lui Dumnezeu. Bărbați, nu mai am nevoie de nimeni. O să merg și acasă la Stehaia, la copiii mei, la familia mea. Și Tomi să se ducă, mamă, știi ce spuneam? Când mă duc acasă să vadă Tomi filmulețul ăsta și să se pleacă cu nevasta lui aia unde a luat-o, să pleacă din casa mea, de la copiii mei, să meargă la mama lui să se mute acolo. Fără să mai mă încerc. Spune-i tu acum pe filmuleț să se mute la mama lui. Hai. Spune. Îi spui? Că te aude. Tomi nu-i de vină, te-a așteptat destul. Cum nu-i de vină? Așteptat până în moment. Bă, da, avea dreptul să se însoară, dar nu în casa mea și la copiii acum, mei. Acum unde stă, dacă tu nu vrei să te duci acasă?
Dacă tu nu vrei să te duci acasă, dacă pleacă aia acasă, la ea, te duci tu acolo. Păi spune-i lui aia să pleacă mai repede la mama lui Tomi, că e casa lui Tomi, e la mama lui Tomi. Lasă, dacă vrei nu tu, la mine acasă. Dacă vrei tu, oricând pleacă femeia. Așa zis ea că pleacă. Așa zis eu. Hai bine, îi spun să pleacă mai repede, că trebuie să vin zilele ăștia, vin acasă la mine, la copiii mei, la casa mea, Tomi și cu nevasta aia lui unde a luat-o, să pleacă acolo. So. Cu prisa. Hai, vă mulțumesc mult. Aici la București cu fratele meu, e la spital, a revenit, e bine, mulțumesc de Dumnezeu, mama mă supără, toată lumea mă supără, a zis că de ce am ieșit cu Cristi Marin la un restaurant, la o cafea, la o pivoare. Acum pivoare. Las-o că e și ea nervoasă cu situația asta, supărată, Olga, îi trece ei. Și acum bea o cafea să revin. David, ia salută și tu fanii mei de pe canalul meu. Salut! Spune-le să urmăresc canalul, să dăm și mai departe un like. David a rășit un pic, prieten, pentru că a stat tot timpul... A vrut să stea aici, să vadă cum e situația, cum se simte bunicul lui. Și... Ia, David, ia spune tu. Am intrat și eu un pic. Spune. Un pic la spital, dar nu putem să vizităm deocamdată. Da, a intrat acolo înăuntru să văd dacă pot, dar nu. Că am stat acolo, dar n-am intrat la vizită. Las că o să intri, o să te băgăm și pe tine. Când o să ne dea voie, când o să ne dea voie, intrăm. Da, și stăm aici pentru că fratele meu e bine, mulțumesc Dumnezeu, e în spital, a revenit, dar acum e supravegheat de asistente, de poliție, de toată lumea. Acum, și mergem mai numai când avem vizită. Asta e procedura, e important e să fii sănătos. Și stăm afară aici împreună cu mama, mulțumesc Dumnezeu că e bine fratele meu, nu o să mă mai mări niciodată, o să stau lângă fratele meu, lângă mama, lângă Alin, lângă Mihaela. Lângă familia mea și copiii mei. Asta e cel mai important, că vine și vremea când găsești pe cineva. Dar momentan... Nu o să mai vreau pe nimeni, că toți bărbații nu spun adevărul, toți bărbații mint, toți bărbații înșală femeile. N-am văzut niciun bărbat să nu înșală femeile. Toți bărbații sunt perbești, toți bărbații sunt... Cum nici nu îmi se iau seama. Și Diamant a fost un bărbat pervers și eu nu mi-am dat seama. M-a distrus, mi-a luat mașina, mi-a luat apartamentul, mi-a luat tot. Nu mai vreau nimic. Vreau să iau viața de la capăt, alături de mama mea, de fratele meu, de nepoții mei și la copiii mei. Vă mulțumesc mult pentru toate vizualizările care m-au vizionat. Și mulțumesc Dumnezeu că e bine fratele meu. Și vouă că v-ați rugat pentru el. Vă mulțumesc mult.